Copiii care suferă de neglijare fizică, cognitivă sau emoțională, să spune pentru că mama lor era bolnavă și tatăl lor era ocupat, se confruntă adesea cu anxietatea. Ca rezultat, corpul lor produce hormon de stres. Dacă acest lucru se întâmplă des, acești hormoni devin toxici pentru creierul lor în dezvoltare, ceea ce mai târziu le poate compromite bunăstarea emoțională și cognitivă pe tot parcursul vieții. Povestea reală a lui Daniel Rucăreanu, care și-a petrecut o parte din copilărie într-un orfelinat din România, arată impactul total pe care îl poate avea neglijarea. Povestea a început în 1966, când președintele României de atunci, Nicolae Ceaușescu, a vrut să facă din țara sa o putere mondială și a elaborat legi pentru a crește populația țării. Avortul și contracepția au fost declarate în mare parte ilegale. Deși legea a dus la o creștere rapidă a natalității, multe dintre familiile mai sărace nu au putut să aibă grijă de toți copiii lor. Iar Daniel și alții aproximativ jumătate de milion de copii au fost trimiși în instituții de stat. În majoritatea orfelinatelor nu existau jucării, cărți sau orice altceva care să stimuleze dezvoltarea cognitivă. Mulți copii doar se uitau la tavanele goale așteptând următoarea masă. Din cauza lipsei de contact uman, unii bebeluși au dezvoltat strategii de autostimulare, cum ar fi legănatul înainte și înapoi. Neglijarea cognitivă a dus adesea la scoruri scăzute ale IQ-ului, întârzieri de dezvoltare a limbajului și la lipsa gândirii creative. Acest lucru se întâmplă deoarece creierul nostru construiește conexiuni cu fiecare experiență și stimulare nouă. Dacă nu există experiențe bogate în primii ani de viață, perioada în care creierul se dezvoltă cel mai rapid, copiii nu pot construi bazele necesare pentru o învățare viitoare optimă. Ei își pierd această funcție definitiv. Daniel locuia împreună cu alți peste 400 de copii, iar dormitoarele lor comune erau foarte rar curățate. Mesele constau în principal în porții mici de varză fiartă pe care personalul le fura uneori pentru a se hrăni ei înșiși. Unii supraveghetori recurgeau la violență pentru a-i controla pe orfani. Alții încurajau pe copiii mai mari să-l bată pe Daniel pentru a-l umili și pentru a-și impune autoritatea. Consecințele neglijării fizice și ale lipsei de substanțe nutritive de bază au făcut ca majoritatea orfanilor să sufere de întârzieri de creștere. Unii copii au contractat virusul HIV și hepatita B, ca urmare a reutilizării produselor medicale. Abuzul fizic a lăsat în urmă vânătăi grave și alte leziuni. Personalul supra-solicitat și slab instruit cu greu îi putea alina pe copiii care plângeau. De fapt, abia dacă petreceau timp cu Daniel. Unii copii erau lăsați complet singuri cu grijile lor, alții își ascundeau sentimentele chiar de oamenii care ar fi trebuit să-i protejeze, deoarece se temeau să nu fie răniți. Neglijarea emoțională și anxietatea duc la o secreție excesivă a hormonilor de stres, cunoscut sub numele de adrenalină și cortizol, care sunt ca o otravă pentru creierul în curs de dezvoltare. Dar experiența a distorsionat și înțelegerea copiilor despre dragoste și relațiile umane. Ei au învățat să nu aibă încredere în nimeni și ca adulți suferă adesea de depresie, insomnie și anxietate socială. Când regimul lui Ceaușescu a fost în cele din urmă răsturnat și condițiile din orfelinate au fost prezentate la televizor, cercetătorii din întreaga lume au venit să examineze pe copiii fără nume. Scanările RMN au arătat ulterior că unii copii aveau volume mai mici de masă cerebrală. Cercetările care au urmat au adus argumente solide că nu numai hrana este vitală pentru dezvoltarea unui copil, ci și contactul uman. Pentru a ajuta copiii, un număr mare dintre ei au fost adoptați de familii străine. Dar chiar și după ce au fost adoptați, mulți au avut dificultăți în a forma legături afective cu noilor părinți. Acest lucru corespunde teoriei atașamentului și noțiunii că un copil trebuie să stabilească o relație afectivă cu cel puțin un îngrijitor primar la începutul vieții. Daniel a fost destul de norocos cu familia sa. Deși a continuat să se confrunte cu traume și anxietate, el a urmat studiile universitare și a întemeiat propria familie și mai târziu a fondat o organizație non-profit pentru copiii neglijați. Dacă ați crescut într-un mediu plin de iubire, considerați-vă foarte, foarte norocoși. Dacă ați cunoscut forme de neglijență, încercați să interiorizați ideea că nu a fost niciodată vina voastră și poate nici a părinților voștri. Pentru a afla ce credem că se poate face dacă ați fost vreodată neglijat, citiți descrierile de mai jos. O modalitate este de a împărtăși gândurile voastre despre neglijare și despre cum credeți că vă afectează astăzi.
Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.